prima etapă, un match în deplasare cu Bournemouth. Puteți vedea pe ecran. Noi suntem Manchester United, câștigătoarea Shield Cup, împotriva ei Leicester, și pornim cu dreptul acest sezon. Ok, și sperăm că aceste două-trei victorii să continue pe tot parcursul campionatului. Că, cum bine știți și voi, campionatul englez este foarte și o să avem, cred că, 3 meciuri pe săptămână plus chiar în campionat, cupă, cred că și cupă europeană. Deci, o să ne trebuiască numai victorii ca să câștigăm bani. Ce să facem în clasament? Că dacă mergem și în Champions League, câștigăm și mai mult bani. Asta e echipa de start a lui Bournemouth, cu 4-3-1. Dacă vă vine aici, șase rezervele. Și acum vedem echipa de start a lui Manchester United în câteva minute. Poate observați deja de ce nu am echipamentul gal, broșul cel de acasă, pentru că suntem în deplasare, toată lumea știe. Antrenorul meu, care face ce nu face, dar obține victorii. Chris Smalling starts with Eric Bailly at the back. Frumoasă grafică. Rezervele Rashford, Fellaini, Ashley Young, Lingard, Blind, Darmian și încă un. Păcat că nu sunt comentator. Ar trebui să vorbim din ce în ce mai repede. Da, băieții, Ibrahimovic și compania. Ultima etapă. Ne relaxăm și un pic pe scaunul nostru. In the Premier League. Bă, arată și numele arbitrului. Bă, na, când FIFA-ul chiar se dea interes. Știi și voi că FIFA a pierdut licența, acum e EAFC, da. Și acolo e frumușel. Și cred că de săptămâna viitoare începe episoadele cu FIFA 25. Nu așa am rămas? Ah, Rooney. Du-te, Vardy. Bine, Vardy meu e atacant, n-are el treabă. Cu mijlocul și fundaș. Schneiderlin către Wayne Rooney. Wayne Rooney pe metru pătrat. O dă mai departe către Ibrahimovic. Ibrahimovic șutează. Și e corner. Of, Ibrahimovic, ce-mi faci tu mie? Da, bine că i-am luat tare pe cei de la Bournemouth în prima etapă, am mai spus asta de vreo 5 ori, dar na. O centrăm la mijlocul careului și nimic. Șut! Aolo, aolo nebunul. Șut dat de către Valencia. Bine, tati! Na, uite aici e prostia mea, că mă prind în apărare. Bă, tată, stai așa, ieși! Și eram sigur că asta se întâmplă. Doi urcă, dă pasă în careu și e gol. Și Quildiu se mișcă prea repede, sunteți nebun la cap. Bournemouth ar trebui să fie echipa slabă, din câte știu eu. Și cățelul pe reclamă. Da, noi am ratat. E din nou taxat. Uf, uf, uf. Bine. Un gol în Premier League. Bine, bă. So the first goal, it's 1-0. Bă, și eu am ales să fac echipa cu United. În Liverpool sau în City nu puteam să-mi iau șut. Sau Arsenal. Dar nu, am oprit direct la Manchester. Came in with the challenge and the ball broke free. Dan Gosling. Max Gradle. Și am 4-3-3 atac, dar degeaba. Great defending there, stopping that. Cât de repede au pasat. Rooney. Bine, Rooney. Rooney pierde mingea. Așa știe să facă. Perfect. Perfect.
recuperat de Chris Smalling. Pogba, ce ai făcut acum? Dă-i mai departe, Pogba. Aoleo, pierdut și tu mingea. Unde o dai, mă? O da duci la Pitești. Repunere pentru United. N-am cui să-i dau. Acum bate Bordeaux. Bun. Eu am spus că... Și am să spun în continuare că campionatul englez, cacofonia măsii, eu speram să nu mai fac. E foarte greu. Bine, Smalling. Bine, Roma tot face pressing pe mine, să-i dau pe Schneiderlin, dar nu prea vreau. A, Ibra, nu ești în stare să treci de un amator? Nu știu care dintre noi amatorul în această etapă, cred că eu sunt. Și joc la World Class, sunt mai buni. Bine, De Gea. Bă, când vrea să apere, apă. Când nu, zici că... E începătura. Corner dealt with pretty straightforwardly. Well, now they've got the ball, what are they going to do with it? Ibra, până te ridicași tu. Uite ce mă fac ăștia mulță, bă. Și m-au și 1-0. Bun, îmi place cum te lași. Perfect. Scoate-o, perfect. A, Ibra, ce dracu făcuși? E prins în offside. Da. Dacă ești cât mai... Ești tăvălugul. Ce dracu să faci? Minutul 27. Bă, stai așa. Stai așa că nu e așa. Stai așa că nu e așa că... Du-te, bă, pe el, ești prost! Ia uite ce-ți face! Movere 3 pe 1 și la tot șută. Te-s handicapaz la cap. Ce facem? Opsa, e bine și așa. Hai, De Gea, dă-i odată. As it turns out, what a great call. Nu putem să ieșim, ce dracu. Unde o dai, mă, și tu, Ibrahimovic? Dă-i să scap de ea, nu? Hai, dă capul tău. De ce fugă ea, bă? De aici nu treci. Tu de aici nu treci, ai înțeles? Hai, dracu, să ne revenim. Dă-i-o, perfect. Hai, Ibra. Ibra, marchezi? Da, mă, da, Ibra face 1-1. Ibra face 1-1. Perfect. Îmi luă o piatră de pe inimă. Bine, tati. Bine și Rooney. Bine că din pasa lui plecă. E asist la acest gol. Pusese mâna țăranul ca să o respingă. Da, Ibra meu o plasă perfect. Cu ce te bucuri, mă, așa? Nu ești bun de nimic. Bravo, Ibra. Bravo! Sunt mândru de tine. Și este 1-1 în minutul 38. Greu, greu în prima etapă. Hai. Hai că intrăm înapoi în joc. Uite cum trecut de mine. Bine, De Gea. Dă-i-o mai departe și repede. Perfect. Dă-i-o jos. Hai, Rooney. Ce țolo! Ce-mi faci tu mie, Rooney? Bravo! Bravo! Nu te lăsași, bravo! Bravo! Pogba! Aaaa! Ce s-a pus ăla în fața ta? Unde te duci că sunt numai albaștri aici? N-aveți nicio șansă. Perfect! Hai, că ăsta nu a fost foul, pe bune acum.
3 minute de prelungire. Bă, chiar dacă pierd sau nu în prima etapă, prea șmechi de făcut FIFA 17 asta. Iar dacă nu v-a jucat, vă recomand să o faceți, pentru că așa un pic de nostalgie nu strică, chiar nu strică. Pentru că vă doați și voi la prezentări, prezintă și arbitru și s-a terminat prima repriză, egal între Bardemon și Manchester United. Și vedem ceea ce se întâmplă în repriza a doua în deplasare. Repriza a doua a început de câteva secunde și mai avem 45 de minute de a nu a pierde acest meci. Dacă pierdem, deja va câștiga noi trofeul. Suntem slabi. Doiu, perfect. Doiu jos. Bă, dar nu în picioarele lui, mâncați așa talentul tău. Bun. Wasteful pass, unforced error, really. Hai, Roni, ai o șansă. Roni, șutează. Și e 2-1. Și e 2-1 pentru United, cu multă șansă. Vreau să văd relorile la acest gol. Roni face 2-1 minutul 51. Iar noi am început să revenim, pentru că da, e prima etapă, suntem echipă bună. Și era cred că ce să nu fie 2-1. I-am dat cu mingea în fund, i-a trecut printre mâini la arbitru, la portar. Și Roni face 2-1. Bine, tati, poză pentru tine. Poză, de că tu ești pe coperta videoclipului. Bravo, Roni. Sau dacă dă cineva un gol mai șmecher decât tine, acum să vedem, nu știu. Luptați-vă ca să dați golul mai șmecher decât Roni, pentru că momentan el e pe coperta videoclipului. Nu treci, perfect. Hai, nu spune că e faul. West Ham Bournemouth. Următoarea etapă. Schimbare la West, la Bournemouth. Mă, cred că în etapa a doua Bournemouth are cu West Ham. Dacă vă zic eu bine acolo, așa. Sau scouterii lui altor echipe au venit să ne spioneze la acest meci, pentru că na, după cum ne știți și voi, primim oferte peste oferte. Schneiderling vrea, Roman vrea pe Schneiderling, Fellaini e dorit de către Atletico. Cred că de asta au venit la acest meci. Scouterii lui West Ham, dar nu cred. Ander Herrera. Bă, mi-e rupt să răs pe Herrera, sunteți nebun la cap. Pe bune acum. Zaci al meu. Nu-i problemă, avem 2-1. Și îmi place că sunt meciuri grele. No! Ieși! Fut-te în gură de Hea, să te fut, că ești prost făcut grămadă. De Hea, ce-mi faci tu mie? Bine că a fost un șut frumos plasat la vinclu. Greșeala mea fucăjii cu De Hea. Of, ce-mi faci tu mie, De Hea? Scuzați în jurăturile de la FIFA, dar altceva n-ai cum. Sărmane, îmi bagași golul. Hai, 2-2, minutul 61. Mă, și e prima etapă, frate, nu vreau să pierd în prima etapă, o să fac egal. Dacă vin forțele, precum United, City, Liverpool, Arsenal. Attack building for Manchester United. Uite, mă, ce dă cu el pe jos și nu-mi dă nimic. And then just lost the concentration, lost the ball as well. Now they've got to work hard to try and get it back. Chris Smalling. Perfect. Doi în față.
Bine, Ibrahimović. Pasă. Ho-ho-ho, 3-2, Rooney. Rooney din nou marchează. Crezui că o dă pe lângă, dar văd că Rooney are simțul găurii. Ce a dat-o Rooney. Bravo, fiule. Chiar că merită să fii pe coperta videoclipului. Bravo. Bă, ce pot spune? Îmi place de Rooney. Două goluri în prima etapă. Ibrahimović gol, pasă de gol. Avem un atac bun, rău de tot anul ăsta. Plus că e și Vardy la noi în echipă. 3-2 minutul 68. Și bine că pe parcursul sezonului sau sezoanelor, că avem de gând să jucăm undeva la Europa 2-3 sezoane în acest FIFA 17 carieră cu Manchester United, o să vină mulți. Bine că și eu am. Pogba face 4-2. Și Deb, frate, așa. Deb. Toți faceți Deb în comentarii. Scrieți Deb în comentarii dacă vă era dor de Pogba să facă acest gest. Opa, așa, ia băga mățul în casă. Bun. A spus să ia antrenorul, nu știu ce faci tu, de cum faci, dar mereu salvezi postul. Bine, Pogbalică. Dar chiar mă știți și voi ceea ce se întâmplă cu Pogba anii ăștia 2023-2024? Nu mai știu nimic. 4-2 minutul 73. Mingea este repusă în joc de către Bordema. Iar era cât pe ce să piardă controlul mingii, pentru că na, ne-am luat avânt. Și de-abia, acum Manchester a ieșit la joc. Da-i-o! Ia să vezi și tu cum e. Înaltă e pe jos. Hai, Vardy. Vardy, și tu faci ceva? Vrea și Vardy să marcheze. Au, bară! Dacă marca și Vardy, chiar că le cădea cer un cap de la Bordeaux. Era să zic West Ham, dar nu știu ce. Valencia? Nu mai poate. Și facem și noi niște schimbări. Bă, tată, pe cine băgăm? Bă, Vardy nu mai poate. Îl băgăm pe Lingard. Valencia nici atât. Darmian. Și mai vreau încă un... încă un atacant aș vrea să bag, dar nu. Îl scoatem pe Herrera. Intră Fellaini. Îi dăm și lui șanse. Mai putem să facem încă o schimbare? Da? Mai putem? Pe cine îl băgăm? Ashley Young. Nu mai merge, decât 3 schimbări. Ce mă fenta jocul. Dar nu e problemă, 4-2. United face o triplă schimbare. Iese cu numărul, intră cu numărul 14. Și iese cu numărul 25. Bun. Triplă schimbare în prima etapă. Ia uitați, băieții. Fellaini, ți-am dat șansă, vezi? Să nu zici că sunt băiat rău. Bine, dacă joci bine și, de exemplu, Real Madrid oferă 100 de milioane pe tine, cred că o să-mi pun semnătura de a te vinde. Altfel, nu. Ce pot spune? Că în 2015, 2016, 2017 chiar îmi plăcea Fellaini. Nu știu de ce, dar avea ceva să-mi placă. Lingard. Lingard. Nu e problemă, e 4-2, dar să nu se mai întâmple, da? Unde o dai, mă? Vezi că e la mine. Bailey recuperă. Luke Shaw o dă mai departe către Schneiderling. Schneiderling către Darmian. Darmian către Lingard. Hop. Ai, bă, nu ești în stare să treci, ești prost. Te înțelesai prima dată, dar a doua oară, ce dracu. Aleargă. Bun, Bailey. Bine, dar
A, las-o. Bă, nesimțitule. Of, băieților, nu mai pot. Ibrahimović poate să facă hat-trick-ul? Da, Ibrahimović face hat-trick-ul și e 5-3 pentru United în prima etapă și așa le-am dat. Așa le-am dat. 5 goluri, 5 goluri. Bravo, tati. Bă, m-a spus că campionatul englez este greu. Dar și când îi prinzi, bagă-le golurile că nu se știe cum șocul te întoarce. Mai bine să ai tu 3-4 goluri avans și după poți să ratezi cât vrei. Două goluri? Da, mă, două goluri, mă. Pentru că atunci o duc pasă de gol către Roni. Hai, băieți, abandonați? Sau vreți să mai continuăm măcelul, da? Ce să abandoneze că mergi de campionat, da? Da, bă, arbitru a pus stop măcelului. În prima etapă, United câștigă clar 5-2 împotriva celor de la Brademo. Antrenorul ăsta nu știu ce face, cum face, dar câștigă și rămâne pe banca celor de la United. Eu am fost Feri, pe mine mă găsiți pe Instagram, le-am fost Feri și până data viitoare la un alt episod din FIFA 17, carieră cu știți voi cine. Like, share, subscribe, iar dacă nu dai subscribe, ești bun. La revedere!